Da, deci spuneam că în triunghiul ADC și cu până Y o dreaptă are loc, bine nou, sunt bălmiare, dacă și mai dacă are loc relația, care să mi-o spun, cine mi-o spun, începe de tare să zici. Deci, te uiți la triunghiul ADC, la până și Y, și începe. Aparține. Cum? Relația. Nu? Nu, nu, la relație. Lasă, nu ce am făcut el ca demonstrație. Gândești la teoremul general, care a teoremul s-a spus acum. Eu mă duc acum pe problemă, pur și simplu, din ce știu, din lecția, din ora trecută. Teorema lui Menelau și spune că până și Y sunt, știu bine că sunt coordinate. Are loc relația. Care este asta? Păi și de ce Y nu sunt coordinate? Păi, mai eu l-am luat un pic de bază, uite. Triunghiul ăsta de bază. Și am dus așa. Deci, așa trebuie să vezi tu A. D. D. C. P. N. N. Și Y. Nu le poate. De ce și Y? Sunt și necolinare, dar noi le raportăm la triunghiul ăsta și la asta, pentru că vorbim din colinaritatea cu drău până Y. Sigur că am putea vorbi triunghiul P, D, Y și C, N, A, scolimiare. Dar nu mă interesează decât aspectul acesta și o să vezi de ce. Pentru că eu vreau pe P, N și Y să mă duc până la urmă la Y, Z și X în final. De ce tot propun asta? Cum ziceam? Cu A pornim? Dar cu ce vrem? Cu oricare porniți, cu unul din punctele de colinearitate. Cu P, N sau Y. Deci cu cu vorbești din... Poftim mai, cu cu. Știi, P, A, supra, P, D. Deci are loc P, A, supra, P, D. Ori. Ori, are. Te rog să vorbești tu. A, E. P, A, supra, P, D. Da, am ajuns în D. Care e următorul punct de colinearitate pe de ce? De ce? Nu. De la punctul de colinearitate Y, D, supra Y, C. Deci, insist. Noi vorbim de punctele P, N și Y, coliniare, în raport cu triunghiul ABC, care l-am desenat. Că triunghiul ABC are ADC asta de aici. Și atunci, vorbim de colinearitatea punctelor P, N, Y, plec de la unul din puncte. Am plecat la P, s-a zis P, A, supra P, D, ori, următorul punct, am ajuns în vârful de la 600 de fracție. Acum sunt pe dreapta de ce? Dar pe dreapta de ce? Care e punctul de colinearitate care intră în discuția mea? Y. Și atunci Y, D, supra Y, C. Da? Înmulțit cu Y, D, supra Y, C. Și înmulțit cu A, D. C supra E, N. Corect. Corect. Înmulțit cu Y, C. Supra E, A, dar A, asta pentru că am avut teorema lui Menelau și am avut că punctele P, N și Y sunt coliniare. Și am voie să spun relația asta. La fel pe fața care să ne ducem acum? P cu D cu B, D. Triunghiul. Triunghiul care e de bază. Am luat pe A, D, C. Să luăm acum pe A, D, B. A, D, B, triunghiul. Și punctele B, M și, și X. Și B, M. Așa, Z, poate să văd. Z, 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 da. Z, da. Deci, triunghiul care este cu datate? Triunghiul este A, D, B. Și P, care e pe A, D. A, da, da. Și M, care e pe cine? Pe M, A, B. Nu? M e A, B. Și Z-ul care este pe cine? Pe DB. Pe DB. Deci hai să desenez triunghiul aici. Vreți să-l desenez? Da. Uite, triunghiul așa este. Așa. A. D. Aici e pe Oani. Mă uite, a... Mă uite, aici, D, B. Aici e mă cu asta. Da. Și
Și aici este Z. Așa? Da. Deci triunghiul este ADB, ADB, iar punctele coliniare sunt P, M, Z. Plecăm tot de la P? De unde vreți, nu mă vreți. Deci, deci triunghiul care este? A, D, B. A, D, B. Și punctele? M, F, Z. M, Z. Z. Coliniare. Coliniare, că am și pus. Da, da, conform de conform teoriei numerelor. Avem. Cine e filozoful? Miluna. A plus supra P, D. A, e pornit și cu A. Foarte bine, lăsăm așa, lăsăm așa. A, P. Da. A, P supra P, D. Da? Da. Pleacă P, D supra P, A. Știi, deci acum ajung să-ți răspund și de ce. Dar să fie inversul segmentul ăsta, că mi-am puțin să simplifice. Când am voie să plec cum vreau eu, deci am o șmecherie în cap. Urmărești ceva. Dar urmărești ceva, nu scriu așa de bătără. PD supra PA. PD. PD supra PA. PA. Atenție. PA. PD supra PA. Dacă îi scriam invers, nu mă întorceam tot raportul ăsta. Da. Da, și care e sensul acum dacă am plecat pe D supra PA? Dacă am zis pe D supra PA, ăsta e sensul. Am ajuns în A. Că ai zis pe D supra PA. Am ajuns în A. Așa, am plecat din D, mă duc pe A și până la B. Ori AM. Sigur că da. Ori AM. Supra MB. Hai să spunem IEM-A, ca să înțeleagă. IEM-A, Iruna, supra IEM. B. Ați înțeles de ce? Mă iau pe punctul de polaritate și IEM-A am ajuns. Supra e în B și acum am ajuns în B și vine cel de-a treilea punct de coloritate. Z, B. B, Z, B. Că B e mai aproape. Z, B, supra. Unde ne-am oprit? Unde ne-am oprit? Am oprit în B cu el continuu. Corect. Z, B, supra. Z, B, supra. Z, D. Z, D. Egal cu. D, egal cu. Încă o dată. Haideți să înțelegeți mecanismul de scriere a produsului acesta. Deci, am zis, care sunt punctele de polaritate? P, M și Z. Să începem cu ele. Cu P, cu M și cu Z. Oricare din ele. Da, da. Unul din ele, unul din aici. Din ele. Da. Și P. Poți să începi P, A supra P, D. Sau poți să începi P, D supra P, A. La fel de. Da? Da. P, D supra P, A. Și am ajuns în A. Și acum mă duc la alt punct de coordinaritate din cele două. Adică cu M. Pentru că el este pe A, B, unde m-am oprit eu, m-am oprit în A, și deci trebuie neapărat să zic M, A, supra M, B, și în sfârșit cel de-al treilea punct, Z, B, supra Z, D. Egal cu. Egal cu. Produsul acestor egal cu. Și acum ai luat cele patru plane de profesor? Nu, câte avem noi nevoie. A, câte avem noi nevoie. Noi avem mai trei puncte. Ok. Acum, am avea planul dinspre noi, A, B, C, da. Și cu M, N, X. Corect, așa facem. Triunghiul. Nu? A, B, C. Deci triunghiul A, B, C. Și N, X. Da. Triunghiul A, B, C și... M, N, X. M, N, M, X. M, N, X. Sigur că dar facem așa. De ce este un triunghi? Triunghiul A, B, C. Da, nu-i pe AC. C, C. Nu-i pe AC. Nu-i pe AC. Uite așa. Ca să știți. N aici, M aici și X-ul aici, da? Da. Poate să spate și voi ca să vorbim ușor. Păi da, ca să vă amintim. Conform teoremei lui Menelau. Exact. Conform teoremei lui Menelau. A, B, E, S, B, A, S, B. Iar începe cu A, 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 încep
XC foarte bine s-o prins. Deci el nu e A supra NC, ori XC supra XB. Ori XC, XC supra XB. Ori MB supra MA. Ori MB supra. Egal cu 1. MA egal cu 1. Și acolo avem cele trei relații, vedeți? Da. Una, două, trei. Le putem pune una sub alta. Sau să le notăm cu 1, 2 și 3. Eu zic să le putem să le înlocuim tot pe toate. Ok. Dar dacă vrei să le pierdem timpul, le putem face și așa, cum ai spus tu. Conform 1, 2 și 3 și le înlocuim de toate la un cap la altul. Corect. Deci, 1, asta e 1, 2 și 3. Și 3. Și acum, 1 plus 2 plus 3 înmulțite. Da? Înmulțite. Și o scriu pe A supra pe D. Ori YT supra YC. Ori MC supra NA. Ori MC supra NA. Ori pe D ori pe A. Pe D ori pe A. Pe D supra pe A. Supra supra M. Așa este? Da, da. M supra M. Ori Z. Ori Z. Supra Z. Supra Z. Ori. Ori. E N supra. E N C. Ori. XC supra XB supra XB ori MB MB supra EMA supra EMA acum acum unul, unul, unul și acum AMB simplifică da, cu toate simplifică PD cu PD PA deci PA cu PA PD cu PD AM cu AM MB cu MB așa, Y, ăsta, Y, D, nu. Da, mai deci, AM cu EMA de aici, EMB cu EMB, ENA cu ENA, ENC cu ENC. Și rămânem la Y despre YC. Deci, Y cât? Y, D, supra YC. Supra Y, ori. Ori. ZB. ZB. Supra ZZ. Supra ZZ. XC supra YC. XC supra YC. Și asta e Menelau și asta înseamnă că cele trebuie să... Conform legii teoriei lui Menelau. Legii teoriei lui Menelau. Așa. Vedeți că punctele Z, Y și... X, Y și Z. X, Y și Z sunt coliniale. Asta, în ce plan? În ce plan au venit X, Y și Z? X. Păi trebuie să fie într-un plan, nu? Trebuie să le și aducem într-un plan? Păi, ele sunt într-un plan de așa. Ele sunt într-un plan, cum am făcut ieri? Păi da. În planul următor. Până Y, X. Deci, în planul Z, Y, X. Da. În planul. De ce? De ce sunt așa? Păi, uitați că până am prelungit-o, până s-o intersecta cu cine? Cu DC. Și trei puncte P, M și N, trei puncte acestea P, M și N, fac și un plan. Ei, fiindcă Y-ul s-a aflat pe P, M, fiindcă X-ul, Z-ul s-a aflat pe P, M, iar X-ul s-a aflat pe M, N, înseamnă că X-ul, Z-ul și Y-ul sunt în planul lui P, M, nu? Am dreptat, însă mă insistă pe asta. Ca să înțelegem bine. Deci, noi am avut așa. Că l-am prelungit pe până. Până o intersecta pe cine? Pe DC. Pe DC în punctul Y. Înseamnă că Y-ul este și în DC. Dacă intersecția cu o drepte, este și pe DC. Și pe PN. Și pe PN. Corect. Da? Da. Pe urmă, X, Z-ul de aici, fiind pe
P M e pe M, am prea știut, da. Până sunt intersect cu D B. B înseamnă că Z este și pe și pe D, B și pe P, M. Dar și pe când, fiindcă am vorbit de planul D, de planul B, M, trei puncte neplanare, trei puncte necolineare formează planul. Da. Da. Planul este ăsta, P, M, N, care prelungit, planul acela prelungit, închipuiți-vă că am tăiat piramida aceea cu un plan oblic așa. Planul acela prelungit taie pe planul DBC de jos, planul DBC, îl taie după dreapta Y, Z, X. Și deci și coordinatea, soluția cea mai rapid, m-am dus pe partea cealaltă. Deci soluția de la atât, este atât, asta. Pentru că taie. Da. Două plane se intersectează după o dreaptă. Corect. După care, după Y, Z. După, asta e dreapta, X, Y, Z. Pentru că Y-ul este în planul de secțiune, pâine, ăla care taie, pâine. Dar Y este și în planul ABC, că Y este și de BDC-ul. Fiind BDC, deci este și în planul ABDC. Corect. Planul ăsta, de jos. Da. La fel, Z-ul este în planul BDC. Da, mai bine, figură, nu văd e clar asta. E bun. Hai să-mi insist o dată. Eu insist că până când se înțelege. Deci eu n-am voie să părăsesc la asta. Voi vedeți că taie și că asta e... Pentru că nu vedeți, nu? Nu cred că. Nu știu, poate dacă avea un cartof, să las că a făcut pe el. Așa făcea la casă. Da? Cartoful sub formă de piramidă și tăia cu cuțitul așa și îl vedea... Și aduceam, aducea cartof mai copii și cuțit. Da. Deci până acolo trebuie să dacă geometria în spațiu trebuie să ne imaginăm tot felul de lucruri. Dar hai să o luăm mai grav. Zicem așa mie. Noi, în planul ADC, ADC, îl vedeți planul acela lateral. ADC, am dus pe până, până fiind P pe A, B, N pe A, C, până este în planul ADC. Corect. Și am dus-o pe până, până a intersectat-o pe DC. În Y. În Y. Y-ul ăsta fiind intersecția la două drepte, miruna, este și într-un, și pe o dreaptă și pe cealaltă. Deci Y-ul ăsta o să scrim, da, toată această poveste. Deci Y-ul se află pe DC. Și pe până. Și pe până. Da? Da. Bun, până aici. Pe de altă parte, când am dus PM este în fața A, D, B. Și am dus pe PM până o intersectat pe D, B, pe D, B, în Z. Dacă ăsta e punct de intersecție a două drepte, el zice și pe o dreaptă și pe cealaltă. Da, da. De zi ce să facă el? Păi sunt pe dreapta care mai întâi? Pe DB să zic. Sunt pe DB. Da, și pe PM. Da, și pe PM. Bun. Atenție. Înseamnă că Z-ul ăsta este pe DB odată. Y-ul este pe DC. Cele puncte, cele trei puncte DBC fac un plan. Planul de jos, da. Nu? Planul de jos fac un plan. Deci Z-Y sunt în planul DBC. Da. Z-Y sunt în planul DBC. Da. Da. Și X. Și X-ul va fi, dar numai pe Z-Y, că ea de vorba. Da? Z și Y sunt în planul DBC. Dar Z și Y sunt și în planul PM. Corect. Sunt și planul acela pe mână, că era pe Y, că era pe P, N, și X. Și X, Z-ul pe P, M. Da, deci sunt și în P, M. Sunt și în planul pe mână. Cele două plane s-au intersectat după Z, Y. După Z, Y. Și atunci, cum așa vine și un pic obic, Miruna. Asta și. Deci planul acela, se întâlnește cu planul ăsta, uite așa trebuie să-ți imaginezi. Okay.
Sau o carte, dați-mi o carte. Cum să facă așa? Închipuiți-vă că aici pe asta este ABC-ul. Nu, DBC-ul. DBC-ul este aici. Și A-ul este sus. Și un fiu cu ăsta și tai așa. Intru prin el. Intru aici. Când am tăiat aici, după dată X, Y și Z. O tai. Aici se scornă, jos. Aici jos. Intersecția celor două. Da. Deci, când zic planul de pe cel, tu nu trebuie să vezi numai triunghiul ăsta. Trebuie să vezi hăhăt, tot ce și pe la Y, și pe la Z, și pe la X. Și mai jos, da. Toate punctele astea, Y-ul fiind pe DC, cum DC este o dreaptă din planul DBC, toate punctele de pe dreapta, așa zic, dacă o dreaptă are două puncte comune cu un plan, ea este inclus în plan. Da, și atât toate punctele de pe dreapta. Toate punctele de pe dreapta aceea sunt în planul DBC. Da. Da? Toate punctele. Punctul este minusculă acolo. Da? Deci... Să cumpăr niște chestii, domnul profesor, care noi să construim aici 3D. Da, da, da. Trebuie să ne gândim la postul de chestii. Da. Păi ne pornim, așa. Da, să pornim. Deci, asta cu al tău, nu vreau să mă interesez. Domnul, te luați două cărți, nu? Ok, da, iau așa. Deci, DBC. De... Da, punctul de... B. Și ce? E. În momentul în care vă închipuiți că am acest punctul a sus și astea s-au unit, este așa piramidă. Ați văzut că la grădiniță sunt tot felul de figuri, dintre care și această piramidă. Și eu când fiu cu o, închipuiți-vă cu o lamă de cuțit care semnifică planul și taie asta. Adică mână și cu în cazul nostru. Așa. B, M și B, M, care tai una din unchi și acolo merge tot așa. Se duce la arma cuțitului până când ajunge aici, la bază. Și se intersectează, uite. Dreapta de intersecții va fi acel două plane, Y, Z și pe urmă X-ul. Și de aici, dacă e pe dreapta de intersecția lor, cum trebuie să coordinea niște mai probleme. Asta e soluția cea mai rapidă. Dacă vedeți planul. Dacă vedeți planul. Da. Tocmai dreapta asta este. Pentru că dacă două plane au în comun un punct, ele de fapt au o dreaptă. Corect. Și noi am arătat că au două puncte comun, chiar trei, care sunt situate unde? Și atunci e obligatoriu pe dreapta de intersecție, pe dreapta aceea. Dar ei planul nu-i văd. Cum face pentru profesor ca să... Asta e marea problemă a geometriei în spațiu. Și cumpărăm, am văzut fel de fel, de pețigașe, de eu aș da. Cumpăra, dar nu știu ce. Am zis că să mă consum cu dumneavoastră. Da. Cum să facem noi ca să fie povestea asta ca de reprezentare în spațiu? Da? Exact. Deci, voi rămâneți numai cu ochiul pe tablă, nu? Deși eu am punctat aici, ca da, să vă arăt. Da, tot nu văd, zic că da, tot nu văd. Dar știi care e soluția acum, în momentul ăsta? Și mai insistăm. Mai insistăm că nu e altă variantă decât dacă ne putem spune asta e, nu vedeți ce să fac. Da. Dar nu insistăm, că eu sunt convins că ajung la voi. O luăm mai ușor. Poate am mers cam repede. Planele astea le vedeți A, D, C și A, D, B? Da. Planele cele, adică bucăți din plane trebuie să vedeți. Acelea, când îl prelungește... Infinit. Peste tot, da? Sunt patru plane. Am spus că ăsta, ăsta. Ăsta din fața noastră. Și cel de la bază. Și de ce? Dar reprezent, insist, fețele care le vedeți sunt reprezentante ale planelor, bucățele din plași, mici, porțiuni, da. Deci voi cu mintea trebuie să umblați acolo mai departe decât punctele acestea. Dar, acum, ce ne ajută pe noi este să vedem, ca autor așa a spus, punctele P, M și M pe mutile A, C, A, D și A, B se iau așa fel
încât să existe intersecția, adică să fii coplanar, un fără șmecher autor. Autorul, problema asta e cunoscută, să zicem, în literatură. Și este așa, fie o piramidă care se taie după un plan, mâmpână. Și intersecția asta arătăm că e o dreaptă. Păi este o dreaptă din cauza că, mă rog, nu putea să fie paralel cu planul de BC. Dacă e, plan, e paralel cu planul de BC, nu mai tai deloc. Adică, eu vreau să vă atrag atenția că ăsta e motivul pentru care spun să se intersecteze, ca să nu existe riscul următorului desen. Deci, hai să iau din nou. Aici e D, B, C și aici am luat punctul care... A. A. Și atunci, asta iarăși nu se vede. Da, acum e și restul se văd. Asta se văd. Acum ce îi fac cu planul vis clar. Când e încărcat pe fibra? Da. E plin pe face. Da. Ce da, vedeai așa acolo, la 4, erau pe... Tot atât. Da, după aceea s-au făcut mândră. Ei, eu puteam să duc planul ăsta de secțiune, că la urmă mie asta este. Aș mai trea vârful piramide cerea. Cu un plan, de altfel duc reprezentantul, cu un plan paralel cu baza. Ca și cu asta iau paralel cu baza. Așa, dă-i cu baza. Și atunci nu mai se intersectează planul de jos. Nu se mai făba X, Y și Z. Nu se mai făba X, Y și Z. Pentru că erau paralele. Exact. Și atunci autorul spune, tocmai invers problema. Și spune așa, atenție, luați pe M, aici parcă M, nu? Nu, pe U, pe U aici. Pe U. P, e pe AB, da. Așa, aici pe este. AB, pe AB, M. Pe AB, M, U. Da. Să luați așa fel. Încât să existe intersecție, adică să planul acela se intersectează cu planul de jos. Și atunci el spune, ne luați pe M, încât pe P și M, când duceți voi așa, să intersecteze asta. Pe ce? Pe cine? P și... Pe DB. Pe DB, da. Pe DB. Da? Să intersecteze pe DB. Da. Pe urmă, să luați pe N, așa fel, nu, să nu fie mână paralelă, pentru că ce să e o problemă. Lasă mai jos, să spunem așa. Ca să intersecteze pe ce? Ca să intersecteze pe de ce? De ce? Într-un punct Y. Și, în sfârșit, când duceți pe mână, să aveți intersecția, iată, acum mergem în partea cealaltă, exact. Intersecția, când X-ul iese în partea cealaltă, nu nimic. Da. Important este că se întâmplă chestia asta. Deci de luați așa fel, încât să aibă loc intersecția de care am vorbit. Da. Ei, și acum, după ce am poziționat pe M, P și N corect pentru a obține intersecțiile, să arătați că punctele acestea sunt coliniare. Dar de el, de fapt, a spus această șmecherie, că planul M, P, N să se intersecteze cu planul de jos. Cu D, B, C. Cu D, B, C. Și nu dai paralel, îl dai... Așa. Alipat, așa. Exact. Da, așa, pentru că taman X, Y și D. Să apară X, Y și D. Să fie dreapta de intersecție. Să existe dreapta de intersecție. Da? Deci spune, face să afișe așa fel punctele M și prinde să aibă loc intersecțiile astea, care trimiți spre intersecția planelor D, B, C și planul de secțiune. Adică pe mână. Până mână, ăla e disecțiune. Corect. Asta a vrut el să spună. Eu mai insist pentru că asta e datoria mea, dar trebuie să vă spun că geometria în spațiu cu asta începe. Cu faptul că prelungim dreptele acelea, găsim un punct de intersecție în planele respective, iată, am prelungit pe până cu DC în planul ADC. În planul ADC. La opțiune pe Y, dar Y-ul ăsta este trimis, fiind pe DC, este trimis și în planul de bază a DBC. Că el, Y-ul ăsta care era, nu, din prelungirea lui până, și a lui DC.
Dar până era în planul A, de C, iar Y-ul, de C este în planul A, de B, C, de jos. Și atunci Y-ul ăsta este și în PPN, nu cum am spus, și pe de C. Și așa l-am trimis și în planul de jos. Pentru că de ce o atenție este o dreaptă din planul triunghiului de BC. Și dacă un plan are două puncte comune cu o dreaptă, de ce? Apoi toate punctele. Lăsa este așa, da? Dar și asta așa. Și toate astea care au fi pe de... Aparțin planului BDC. Corect. Deci Y-ul ăsta, iată că datorită faptului de stătărirea lui DC cu până face ca acest Y să fie pe dreapta pe M, dar și pe dreapta de C, Y, da? La fel, Z-ul este și pe dreapta P, M, dar și pe DP. Și atunci Y-ul, Z-ul de aici este în planul DBC. De ce este în planul DBC? Pentru că DB pe Z pe DB. DB este în planul celor trei puncte, planul DBC. Și fiind o dreaptă din plan, iar toate punctele de pe dreapta sunt în planul respectiv. Așa Z-ul este planul, punct comun al planului DBC. Și al lui MPN. Și al lui MPN. Dar două puncte, două plane au un punct comun, au dreaptă comună. Ai care dreaptă? Adică Z, Y și X-ul sigur. Și X-ul din partea asta. Asta e dreapta comună, că n-am vorbit împreună că Z-ul este și în planul DBC, am vorbit? Da. Și în planul DBC și pe MN, da? Da. Dar Y-ul la fel. Da. Este și în planul DBC. Deci Z, Y e dreapta comună. Asta, Z, Y și X-ul, că tot așa raționam și X-ul. X-ul, iată, MN. Mână, nu intram pe mână? Mână, nu intram, da. Mână. S-a intensitat cu BC, dar BC de unde este? De ce plan este BC-ul? Din BC. Din BC. Din BC, și asta ce? Și X-ul e tot din planul acela. A, am înțeles. Acum X-ul, Y-ul și Z-ul sunt toate pe dreapta aceea, rămâne cât din intersecție. Din intersecția cu un plan. Intersecția cu un plan e o singură dreapta. Mai am o dată că... Ăsta este rostul meu și vreau să vă spun câteva. Ușor, ușor, pătrundem în problemă. Deci, atenție la geometria spațiului, este nevoie de... Parcă te ridici din lumea materială, așa ce, de exemplu, tu, un pic într-un plan mai sus. Da? Mai deasupra. Deci, cu mintea trebuie să te duci acolo. Câte lucruri sunt aici, din tot ce am discutat mai în prima parte, sunt folosite aici. Două drepte, intersecția două drepte este un punct, nu? Iată, două drepte concurente determină un plan, trei puncte coordonate dintr-un plan, dacă două plane au un punct comun, au o dreaptă. Toate acestea sunt lucruri care au folosit sau sunt folosite în problema asta. Mai am o dată. Hai că vă rog pe mine. M-am transpirat degeaba. Mă credeți, parcă am făcut o cursă de nu știu... Dar așa se întâmplă la matematică. Eu am o stare de... Mă dăruiesc cu toată dragostea și vreau ca să pătrundeți în intimitatea raționamentului. Deci problema așa asta... Am găsit la ea două soluții. O soluție pe mine la O, în care am văzut în fiecare din plane ce am văzut în fiecare din plane acolo reciproca teoremei mele la O. Adică în planul A, de C și punctele până Y, în A, de B și punctele P, M, Z, și apoi în planul care a mai fost, în planul A, B, C și M, N și X, le-am scris, a fost un antrenament foarte interesant pentru ceea ce înseamnă Menelau. Ne-am amintit teorema, dar am și văzut concret cum scriem cum scriem relația. Le-am înmulțit
și i-a dat terminația numele erau. X, Y și Z acelea pentru triunghiul P, M, N. Pentru triunghiul P, M, N. Trebuie să vedem aici. Sau cine este? Nu. Este asta. D, B, C. Pentru D, B, C, da. Pentru triunghiul D, B, C cu punctele de pe dreapta, X, Z și Y. Uite, X, Z și Y, taie laturile D, B, C după trei puncte și conform de ce problemă lui Thales, este rezolvată problema. Deci în triunghiul sau în plan? În planul triunghiului, ce ați zis? În planul triunghiului DBC. În planul triunghiului DBC cu punctele X, Z și Y, care sunt X, Z și Y latură. Nu? Pe latură, de dreaptă, care de dreaptă, așa ceva. Și e o oră? 35. Oră? Nu, 35 minute, da? Da. Ai, bine, să facem pară la 45, mai insist pe ea. Până când mă convingeți ca să înțeles. Da? Să scriem primul redactor. Sigur că da. Dar ca să redactezi, trebuie să ai clar în minte ideea. Aici adăugați. Conform reciprocei lui Menelau, da, în planul triunghiului DBC, conform reciprocei lui Menelau, relația obligă punctele X, Y și Z, nu? Relația asta obligă punctele X în planul triunghiului DBC. Că X, Y, Z sunt din laturile triunghiului. Da. Și are mult relația. Și atunci sunt pe linie. Da? Deci, conform și procedurii mele, la un planul triunghiului DBC, X, Y, Z fiind pe laturile triunghiului, că așa sunt sigur, nu? Nu discută. X, Y, Z sunt pe laturile triunghiului. X-ul este pe BC, să ne vedem clar, Y-ul este pe DC, iar Z-ul este pe cine? Pe DP. Și o vorbim, zice, ca să termină raționamentul pe asta, să zicem, că a terminat pe varianta menelă. Presupune că punctele X, Y, Z sunt coliniare. E foarte important în planul triunghiului. Pentru că latul, punctele X, Y și Z sunt pe laturile triunghiului respectiv. Soluția a doua, acum să încercăm. Mă mai povestesc o dată și nu începe să scrie bine. Soluția a doua. Soluția cum a fost Menelau. Iar soluția a doua este asta pe care am spus-o că mi se pare foarte rapidă, foarte rapidă și ușoară, dar de efort pentru a înțelege intersecția celor două plane. Tot mie sunt probleme. Am demonstrat ieri de ce ai am făcut asta, jumătate e făcută, că am adus puntele, nu? Da. Deci, hai să le luăm de acolo, de la etapa aceea în care am dus până în momentul acela, că deci, ieri, în raționamentul care m-am făcut, am arătat că X-ul aparține lui X-ul aparține lui BC. Și lui M, da? X aparține X, nu plecăm de aici, nu, hai te rog să plecăm așa. X punctul X egal cu M, intersectat cu BC. Hai să plecăm așa, ca să apară acel lucru. X apare puțin lui M. Rezultă că X aparține lui M și, pune și, X, dacă este intersecția două drepte, și până așa alta. Și că X aparține lui BC. Apoi, de rezult. Y este egal cu nâmpul intersectat cu CD. Rezultă, dacă intersecții, știți bine, intersecția două mulțimi, înseamnă părțile repede comune. Adică punctul ăsta și pe o dreaptă și pe cealaltă, da? Deci rezultă că Y aparține
lui NP și Y aparține lui CD. La fel Z egal cu MP, MP intersectat cu BD. Rezultă că Y aparține Z. Z, da. Z aparține lui MP. Și Z aparține și lui BD. Lui BD. Da. De an, din ăsta toate, rezultă că X, Y și Z aparțin planului M, MP. Cu MMP, nu? Da. MNP, pentru că le vedem clar că MNP sunt cele trei puncte. Deci X, Y, Z aparțin lui MNP. Și lui DVC. Și X, Y și Z aparțin lui DVC. DVC. Atunci înseamnă că X, Y, Z aparțin intersecției celor două plane. Că dacă... Așa, intersecția celor două plane. X, Y și Z aparțin lui MNP intersectat cu DBC. Da? Cu DBC. Dar noi ce știm? Că intersecția două plane? Și asta este o... Da, pătratul. Și asta înseamnă că deja nu de X cu linia între minus X. Asta e o perioadă simplă. V-ați spus că este o soluție foarte simplă. În condiții în care numai cât am tradus. Faptul de X este la intersecție, e coro și coro. Coro și coro și coro și coro și fiecare punct. Intersectează tare piramida asta, care e o piramidă. E o piramidă, dar nu pot să-i dispune de piramidă. E va spune în lecții următoare. Da. Dar practic asta, problema în sine, este o problemă de geometrie în spațiu, când s-a secționat vârful piramidei cu un plan care se intersecteze planul de jos. Și în loc să spun că intersectează planul de jos, spune că faci iei tu punctele MNP așa fel încât să se intersecteze și nu știu ce. Pentru că riscul e la ce zic un plan paralel. Corect. Și nu se mai intersecta și nu apărea punctele X, Y și Z. De aia l-am făcut și figura. De aceea l-am făcut și figura pe clasă, vedeți, nu? Da. Așa. Deci asta a fost... Dar nu se ducă în paralel. Da, da, da. Și să intru, n-am putut face figura. Exact. L-am făcut figura și... Nu știu dacă s-a asemănat la noastră, dar important este că ideea în sine trebuia... Dar, repet, nu aș fi început problemele de geometrie în spațiu, așa să fie problema asta. Arată așa. Adu-ți iar atunci pe ta. Voi ați făcut o clasă și voi ați făcut o clasă. La început o clasă, le-am făcut singura. De clasă. Deci A, B, C, D. ABCD. Nu prea se vede, din păcate. Nu sunt încântat. Nu sunt eu un critic foarte dur, dar nu se vede, nu se vede. Uitați, așa, parcă se vede mult mai bine. Aici... Mai arată pe ta, poate mie n-am făcut-o pe mine. N-am făcut-o pe ta să-l ai. A, B, C, D. Nu văd, aici apare un patrulater la tine, ABCD. E un patrulater în plan și nu se surprinde poziționarea asta. Da. Și da. Dar, încă o dată, ați văzut și noi ieri, am făcut într-un fel acolo cu planul și am încărcat figura. Deci m-am dus scoate acolo și acum am renunțat. La... Deci mi-am dorit o reprezentare de tipul ăsta, pentru că am știut că mă duc dintr-un la o piramidă și că e o secțiune că mă umplat a piramidei respectiv. Deci de aceea am trebuit să remarc. Copii, nu trebuie să fiți necăjiți. Voi trebuie să știți un lucru, că în această discuție care am avut-o noi de ieri și astăzi, am repetat suficientă geometrie plană. Ați înțeles că de fiecare dată trebuie să ajungem în geometrie plană.
Ne-am dus pe problema asta de colinearitate foarte importantă și în geometria spațiului. Desigur, într-o intersecție două parte, gata, e o dreaptă și acolo ai puncte de colinearitate și foarte ușor rezolvate. Așa rezolv colinearitatea, să înțeleg. Intersecția două plane e cel mai ușor. Sigur că da. Acolo vezi rapidă... Nu, putem să punem parte o oră la expoziție să facem câteva mai ușurele și așa. Și ca asta își doresc. Da, da, da. Da? Da, da. Hai, deci începem la platul 1, mai. Oprim asta. Oprim asta, să trecem la... Sigur, sigur, sigur. Facem ceva mai simplu?